urcăm în categorie la 100 de kilograme. Astăzi își face debutul la pro. Are 22 de ani, 3 victorii și o înfrângere la amatori. Este campion național de Kempo în multiple stiluri. Se antrenează la Lupii Albaștri, antrenorul său fiind sensei Liviu Ionescu. În colțul albastru, Lorenzo Stoica! Mergem la primul meci al piramidei, al Grand Prix-ului, să spunem așa. Va fi o piramidă care se va desfășura pe mai multe gale. Au fost selectați 8 luptători grei. Începem în această seară cu Lorenzo Stoica, Mădălin Părvulescu și așa mai departe. Din acești sportivi care au fost selectați, vom vedea pe parcursul galelor câteva meciuri interesante și undeva spre sfârșitul anului, probabil, un campion al categoriei. Lorenzo Stoica, primul... Are 1,80 m și 27 de ani. Se antrenează la Sharks Gym Constanța sub Daniela Safte. Are 3 meciuri la pro și tot atâtea victorii, toate prin KO, toate în runda 1. În colțul roșu este antrenat la Mădălin Părvulescu! Liviu Ionescu, la rândul său, unul dintre veteranii acestui sport, ultimul campion mondial și european, atât în MMA, cât și în alte probe din cadrul Federației Române de Kempo. Și adversarul său din această seară, Mădălin Părvulescu, 1,80 m, 27 de ani. Vine de la Shark Gym Constanța, antrenat de Daniela Saftei, la fel și antrenorul său, unul, aveți acum în imagine, unul dintre veteranii sporturilor de contact din România. Părvulescu cu 3 meciuri la pro, tot atâtea victorii, toate meciurile câștigate în prima rundă prin knockout. Da, foarte, foarte rapide victoriile lui Părvulescu în MMA-ul profesionist, 3 victorii pentru el din tot atâtea meciuri. Prezentat la știrile Antena Sport și pe site-ul as.ro, e drept fermierul din Cușcă, Mădălin Părvulescu. Asta pentru că se ocupă de afacerea familiei la Yamato Zaharia, în județul Constanța. Nu loviți în spatele capului. Atenție mereu la indicații. Categoria grea, un meci unde ne așteptăm ca sportivii să nu exceleze la capitolul anduranță, însă să o facă la capitolul forță, în special forță de lovire. Să vedem ce strategie abordează Lorenzo Stoica, având în vedere faptul că adversarul său are toate meciurile câștigate în prima rundă prin knockout. Deocamdată stă în picioare, schimb de lovituri. Foarte precaut Părvulescu. O, ce stângă în casă, și acum a lovit foarte bine Părvulescu. Are un background și în lupte. A reușit să se apere foarte bine de intrările la picioare ale lui Lorenzo. În dificultate Lorenzo Stoica. Serii foarte bune ale lui Părvulescu. Face față cu brio acestui prim asalt. S-a lovit foarte mult și în aer în acel schimb de lovituri. A fost un low kick trimis de Lorenzo Stoica. Interesant cum stă cu brațele foarte jos Lorenzo Stoica. Într-adevăr, nu e în distanța de lovire, dar e destul de periculos pentru că este foarte exploziv. Mădălin Părvulescu închide foarte repede distanța și trimite niște lovituri foarte puternice. Yeah!
Bună strategia de a folosi loviturile joase de picior, de a-i tăia din asalturi lui Pârvulescu. Văd că însă a renunțat acum. Interesantă și abordarea celor doi, având în vedere că amândoi sunt pe gărzi diferite, cu stânga în față Laurențiu Stoica, cu mâna dreaptă Pârvulescu. Din nou insistă cu loviturile de picior, a lovit și câteva lovituri mediene la corp. Da, încearcă din nou să se apropie Pârvulescu. Constanțeanul a reușit acolo lovitură. Foarte bună eschiva, după care lovitura cu brațul stâng. A fost câteva croșe, iată și răspunsul overhand cu dreapta pentru adversarul său, care încearcă... A ajuns destul de ușor la sol Lorenzo Stoica, s-a ridicat. Schimburi bune de lovituri între cei doi, lovitură cu genunchiul din clinch. Foarte spectaculos meciul și a fost un croșeu de stânga, un high kick. Serie de lovituri care parcă nu se mai termină, dar încasează foarte bine Stoica. Vin și niște lovituri de genunchi din clinch. Cred că arbitrul va interveni în următoarele momente. Nu-l văd pe Stoica să se mai apere într-un mod inteligent. Dar totuși e rezistent, nu e inteligent, dar rezistent. A încasat câteva lovituri de genunchi, continuă cu aceste lovituri Pârvulescu, lovituri cu brațul stâng. Acum încă o dată genunchiul la capul adversarului și Yamato Zaharia intervine, victorie pentru Pârvulescu. Da, acolo este și problema, cu cât e mai rezistent sportivul, cu atât există riscul mai mare să se producă accidentări serioase, leziuni, poate chiar cerebrale. În momentul în care are rezistență, nu mai este foarte conștient de ceea ce se întâmplă, continuă să lupte așa din instinct de supraviețuire, din inerție, și acolo este datoria arbitrului să intervine, chiar dacă acesta mai rezistă, dar nu mai face într-un mod inteligent, nu se mai apără într-un mod inteligent, trebuie să intervine și să oprească meciul. Foarte bună intervenția lui Yamato Zaharia, un tânăr arbitru care a căpătat foarte multă experiență în ultimul timp și care vine cu un bonus, faptul că are experiență mare în sporturile de contact. Da, și faptul că a intrat destul de repede în arbitraj, și cel puțin nu la cel de masă, ci la cel de suprafață de luptă, pentru că a arbitrat atât la amatori în cadrul Federației Române de Kempo, cât și în alte gale de kickboxing profesioniste, și iată-l acum și în cușca de MMA. Spectaculos meciul. A rezistat Lorenzo Stoica cât a rezistat, însă iată că Pârvulescu reușește să câștige cel de-al patrulea său meci la pro, înainte de limită, în prima repriză, din nou prin knockout. Așteptăm și decizia oficială. Învingător prin TKO, prima rundă, în al doilea minut și a 46-a secundă, din colțul roșu, Mădălin Pârvulescu! Victorie înainte de limită, knockout tehnic, după ce arbitrul a fost nevoit să întrerupă meciul în urma seriei de lovituri la care Lorenzo Stoica nu a mai răspuns într-un mod inteligent.